Bun găsit, doamnelor și domnilor, așa cum am anunțat prin promourile pe care le-am făcut, o să ne vedem și lunea, în fiecare luni de la ora 18, într-o emisiune, într-un gen de emisiune diferit de cel de vineri, adică în sensul că vom avea invitați diferiți în fiecare zi de luni. Înainte de a vă prezenta primul meu invitat din acest nou tip de emisiune, vreau să urez tuturor domnișoarelor și doamnelor care se uită la Vorba lui Tașcă o primăvară frumoasă, să sperăm că în curând și vremea se va îmbunătăți și vom intra așa cum e firesc în acest anotimp frumos numit primăvară, deși unii dintre noi sperăm să mai reușim să dăm câteva ture pe pârtie până zăpada va deveni o amintire. Invitatul meu de astăzi, profesorul Eduard Edelhauser. Bun găsit, domnule profesor! Bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mai ales sunt onorat că sunt primul invitat, e 1 martie, deci e un debut. Numai lucruri bune! Numai lucruri bune! Spuneam bun venit sau bun găsit, mă gândeam că suntem aici aproape ca la noastră acasă, că stați foarte aproape de studiu. Întâmplarea face. Oricum mulțumesc, mi-aduc aminte că cred că în urmă cu 10 ani prima oară m-ați invitat la o emisiune, atunci chiar prima dată am fost la o televiziune invitat și mi-aduc aminte că ați mai început încă o dată o serie cu mine. Sper să fie de a treia oară când începe. A treia debut. Sper să fie de bun augur. Mă bucur că mă aflu în fața telespectatorilor dumneavoastră și mă bucur că suntem în fața lor cu o temă de mare actualitate, care poate că nu și-a dorit-o toată lumea, dar iată a devenit realitate și a trebuit să ne pliem pe această temă și să o dezvoltăm. Și poate că vom mai și continua. Eu sper să nu mai faceți pauze așa de mari între apariții, cum ați făcut de la ultima apariție și să veniți din când în când aici sau poate vă invită și alți realizatori la emisiuni. Invitatul meu spunea, doamnelor și domnilor, că vom vorbi despre o temă inedită, aș putea să spun, cu siguranță acum un an când a debutat pandemia, pentru că tocmai s-a împlinit un an. Puțină lume să gândea că după un an vom fi în aceeași situație, ba chiar acum se vorbește de valul 3 și că ceea ce nu știam sau știam parțial în acel moment, astăzi va deveni cumva subiectul de discuție care împânzește în special media, dar cu siguranță și grupurile de cetățeni, mai ales cei care au preocupări. Vorbim, doamnelor și domnilor, astăzi, la Vorba lui Tașcă, despre educația online. Și v-aș întreba, domnule profesor, ca o întrebare de debut, până la urmă, faptul că educația online a apărut în viețile noastre mai mult decât era înainte, e un lucru bun din această pandemie? Sau e lucrul bun din această pandemie? Sau e mai puțin bun? Nu putem să apreciem chiar pozitiv sau negativ. Are și părți bune, are și părți negative. În primul rând, din perspectivă personală, dacă așa mă întrebați, sigur că am avut în prezență la cursuri, să spun, mai mare ca înainte. Mulți dintre colegii mei declară la fel. Asta e un lucru bun pentru că Petroșani este o universitate care atrage în ultimul timp tot mai mulți studenți și masteranți, mai ales de la distanță, nu neapărat de aici, pentru că bazinul în acest universități este, Valea Jiului, este un bazin prea redus pentru o universitate, fie ea și cea mai mică din comprehensivă din România, totuși este greu să te descurci și atunci mulți dintre studenții și masteranții noștri sunt de la distanță. Deci, din această perspectivă a fost bine. Ce n-a fost bine? N-a fost bine pentru că, în primul și în primul rând, suntem mulți dintre colegii mei, pentru că întâmplarea face că media de vârsta colegilor cadrul didactic al universității să se suprapună cu vârsta mea și deci suntem de peste 20 de ani în universitate, predăm de 20 de ani și cu toții am simțit o lipsă de feedback din partea studenților, pentru că noi practic ne adresăm lor într-un anfiteatru, așa ne adresăm, probabil că ne-am putut adresa tot din anfiteatru, dar singuri în anfiteatru, așa ne-am adresat de cele mai multe ori de acasă,
studenților noștri și a fost poate mai dificil. Deci, și studenții s-au uitat la dumneavoastră de acasă și au luat notițe da, în birourile lor da, de acasă. Da, sau la servici, sau da, de, în diverse situații. Sigur că da, deci asta a fost, să zicem, avantaje și dezavantaje. Dar, per total, trebuie spus un lucru care ar trebui să știe lumea. Aceste discuții nu s-au purtat acum un an de zile când trebuiau să se poarte. Fără falsă de modestie, trebuie să știți că mă preocupă problema e-learningului, de e-learningul și evident și educația online, de mai bine de 10 ani. Cu siguranță așa am ales subiectul și pentru că știu că e în preocupările noastre și a scris foarte mult în acest an pe acest subiect. Am scris în acest an, am scris și înainte, am făcut proiecte pe e-learning anterior, am avut proiecte europene câștigate. Europene. Chiar și actualul proiect european care derulează are componentă de e-learning, deși n-am crezut că în 2018 când am scris că pandemia va veni peste noi și o să fim obligați să și aplicăm multe din instrumente. Deci, relativ la experiența care am avut-o, am știut atunci, în martie 2020, ce se va întâmpla. Da, care am știut ce se va întâmpla, pentru că am discutasem și cu profesori, cu specialiști din străinătate înainte, în ultimii 10 ani, și toți spuneau că online-ul și e-learning-ul pot fi un adjuvant pentru învățământ, dar nu pot să înlocuiască învățământul niciodată. Înainte de a intra în această separare de a pe educația online și e-learning, am pus pe ecran o întrebare. Educația online în România, o realitate. Putem vorbi pe ansamblu și după aceea sigur o să ne defalcăm că în România educația online a devenit o realitate? Evident că a devenit o realitate din moment ce am fost obligați un an de zile să derulăm acest lucru dar online. Peste tot, domnule profesor, că se vorbește mult. De exemplu, în media, că sunt zone rurale, în special, unde e un vis încă. Da, e adevărat. Aici, practic, nu numai informațiile mele, dar domnul ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, încă din momentul în care a fost ales, ați văzut că a ieșit foarte transparent în față, a spus lucrurilor clar pe nume, a recunoscut faptul că din cei 3 milioane, undeva 2.800.000 ceva de elevi, studenți sunt în România, dintre aceștia 18%, adică undeva la 250.000 nu au calculatoare și alte 250.000 nu au acces la internet. Deci aici a fost o mare durere. Deci deja vorbim de jumătate de milion. Da, jumătate deci 18%. O șesime, da? 18% este procentul național și domnia s-a încercat să repare și predecesorul domnului a încercat să facă acest lucru, însă e foarte greu. E foarte greu pentru că gândiți-vă că e o problemă de... s-a încercat cu aceste tablete. Asta vreau să vorbim prea... acum în timp ce vorbeați, că nu prea știm ce s-a întâmplat cu acele tablete. Nu știu ce s-a întâmplat cu tabletele, oricum e de știut că și acele tablete care aveau incorporat modulul de comunicare cu internetul, au venit mult prea târziu și până în acel moment... Abia anul acesta, în județul Hunedoara, cel puțin, abia anul acesta. Mă cert în toată țara, pentru că s-au mișcat foarte greu, au tot sperat că pandemia se va estompa, nu a fost așa. Știți că anul trecut doar clasele terminale au mers față în față. Acum se vorbește că se va încerca păstrarea și a preșcolarilor și a claselor primare în acest sistem, pentru că este foarte greu să facă acest lucru online. Deci, probabil că acești 500.000 de tineri au avut un mare de dezavantaj. Sigur, nu s-a întâmplat asta în învățământul superior, pentru că este evident că cei care se adresează la învățământul superior au trecut de această problemă, sim, adică sim. Acestea sunt lucruri normale pentru ei să decidă. General, fiecare dintre noi are un telefon, un telefon. Să știți că studiile care le-am făcut, spuneam că încă din martie am fost uimit de ce se întâmplă, am fost practic neplăcut, impresionat de multe reacții ale managementului academic, pentru că foarte greu s-au trezit și nu ne repet încă o dată, am spus întotdeauna. Întotdeauna nu profesorii au fost cei de vină, pentru că profesorii, gândiți-vă, o luăm de jos, de la elevi, de la educatori, învățători, profesori care nu au avut nicio legătură cu tehnologia, nu știa, nu făcuse niciodată așa ceva. Era... Sau telefonul doar pentru vorbit, probabil. Evident, videoconferința pentru ei era un instrument greu, au cu totul alte preocupări, predau discipline, filologie, arte, n-au nicio legătură cu IT-ul, de ce să se descurce? Vis-a-vis de ce spuneați de management, auzeam astăzi o știre, am încercat să găsesc mai multe, dar n-am reușit, în care erau întrebați profesori care spuneau că în momentul în care a dat de dificultăți, vezi că mai mult în preuniversitar se întâmpla, s-au adresat directorului școlii, informaticianului școlii și așa mai departe, pentru că foarte mulți au fost cei care au întâmpinat probleme cu...
Da, aici ar fi de spus dacă am intrat direct într-un domeniu foarte larg, e vorba de nivelele de educație din România, dar într-adevăr este o diferență majoră între sunt practic patru sisteme de educație care pot fi diferențiate în această perioadă. În primul rând este învățământul primar și preșcolar, care are particularități foarte clare, de fapt se numește educație primară în codul ISCED. Apoi este învățământul liceal și gimnazial, care iarăși are niște particularități. Și apoi sunt două tipuri de universități, pentru că noi trebuie să recunoaștem treaba aceasta. Întâmplarea face că vin de la o universitate mică, dar este o realitate, trebuie să o recunoașteptem. Sunt. Acum nu putea să Da. spuneți că veniți de la Harvard, Nu că... Harvard, dar vorbim de România. Deci România are două categorii de universități. Universități de altfel ele și salarizarea lor este făcută diferențiat, salarizarea funcțiilor de conducere, de rangul 1 și de rangul 2. După numărul de studenți, adevărat, dar asta efectiv implicit implică diversitate, specializări, corp profesoral și așa mai departe. Deci e vorba de universități de peste 10.000 și sub 10.000. Universitățile de peste 10.000 sunt universități cu un management foarte performant. N-au cum să existe Nu fără pot acest. face față. Nu pot face față. Și ele au fost pregătite, vrând nevrând, pentru acest lucru, pentru că aveau programe la distanță, programe de educație care lucrau cu module de învățământ la distanță, în IDE, da, online. Deci ei aveau aceste componente, doar le-au Erau pus în aplicare. funcționale, Erau da. funcționale, doar le-au pus în aplicare. Ei, universitățile mici și cele de mică, noi suntem o comprehensivă foarte mică. 3-4.000 este cea mai mică universitate din România, comprehensivă. În schimb, universitățile vocaționale de sport, Muzică. muzică, da? Chiar și medicina, în afară de cele foarte mari, sunt universități mici, dar dirijate pe o singură problematică, cu particularități Da. foarte La clare. Petroșani există mai multe Mai multe, specializări de și fapt sunt sunt două mari, diferite. sunt două mari, că de aceea totdeauna au fost aceste informații în presă date, să zicem, poate incomplet. Există învățământul universitar, care este Facultatea de Științe, care înseamnă științe economice, științe sociale, Da. la care învățământul online, într-adevăr, se pretează, se poate preta, și este învățământul ingineresc, la care mai greu. Acolo trebuie El, laboratoare, da, sunt trebuie... multe componente care nu pot fi făcute, inclusiv matematica. Gândiți-vă cât de greu este să predai matematică online. Da? Deci, vorbind de ce spuneați dumneavoastră, că colegii, profesorii s-au adresat directorilor și au primit ajutor, să știți că în preuniversitar acest lucru este făcut și s-a făcut foarte bine. Deci, La știu că universitar mai aveți greu, nu să... la universitar mai greu. Deci, aici sunt două. Eu nu spun lucrurile astea din întâmplare, ci le spun pe niște studii pe care le-am făcut. Am O să făcut o vedem, colegii noștri vor pune imediat o tehnica. analiză foarte mare pe învățământul preuniversitar și universitar din România relativ la online. Exemplu. Exemplu, la sistemul educațional primar și gimnazial, deci clasele prin primară până la clasa a 12-a, am interogat 2500 de respondenți, ceea ce este foarte mult, e 2% din personalul didactic din învățământul preuniversitar. Haideți să, înainte să intrăm în specificitate, haideți să facem această distinție. Vorbeam și înainte de emisiune, educație online și e-learning. Pentru că sunt convins că foarte mulți dintre cei care se uită la noi și care se uită nu doar la noi, ci și la ce se vorbește în mediile centrale, să zic așa, nu înțeleg diferența și poate ar fi bine să o explicăm. Da, deci România practic a făcut educație online și nu e-learning, pentru că a fost obligată să facă față acestei pandemii, deci lipsei de contact direct, la distanță. A folosit niște instrumente, evident, internetul ca și cale de comunicare, și a folosit niște echipamente hardware foarte simple, telefoane, laptopuri, tablete, Tablete. desktopuri. Astea au fost echipamentele, evident, dotate cu camere și cu microfoane, și informația s-a transmis. Acesta este online-ul cu comunicare. Practic, este sistemul de videoconferință, care și acesta, sigur că da, are particularități. Nu s-a făcut la Universitatea din Petroșani în niciun caz. De exemplu, gândiți-vă numai că de un an de zile Universitatea din Petroșani funcționează fără să aibă o ședință de senat derulată în sistem de videoconferință. Deci toate Și s-au cum făcut. s-a întâlnit? Senatul s-a întâlnit niște documente transmise pe e-mail și un vot tot prin e-mail. Deci un Păi și vot pe grup de e-mail, discuții? fără discuții. Fără Deci, discuții. fiind cel mai înalt for de dezbatere, s-a Da. dezbătut Întâi mii s-a amplu. făcut treaba asta, dar ce să... Nu, toate universitățile și inclusiv ați văzut primării, consilii județene și-au derulat Sigur. ședințele în sistem de Și videoconferință. te vezi, te În, auzi, te... într-adevăr, și acolo este o problemă la vot.
pentru că dacă vrem ca votul să fie secret, atunci e nevoie de un sistem de vot mai performant, o aplicație software. Dar altfel lucrurile sunt destul de clare. Dacă votezi la vedere cu ridicarea de mână, sigur că da, nu, nu. Deci aici, inclusiv implicit, noi n-am putut să derulăm vot secret, pentru că votul pe, cu e-mail este evident, nu este un vot secret. Dacă secret. Se știe cine cu cine a votat. Dar deci, aici cu videoconferința, aceasta este partea de online, da? Iar ce este e-learning-ul, practic? E-learning-ul este tot ce înseamnă în rest, practic, educația, pentru că educația înseamnă nu numai ca profesorul să se adreseze studenților, ci înseamnă... Și studenții să adreseze profesorul. Nu, și profesorii să le aibă niște cerințe pe care ei să le rezolve contratimp, de exemplu, da, sunt, sau nu neapărat contratimp de pe o zi pe alta, e vorba de temele de casă, care sunt și în prim universitar și în universitar, da, proiecte, lucrări, care în mod normal, sigur că la preuniversitar și mai ales la clasele mici s-a folosit foarte mult WhatsApp-ul, pentru că e mai ușor. La mediul universitar, aici, într-adevăr, e diferență mare și chiar și pentru Petroșani, lucrăm pe sisteme, pe adrese de e-mail. Da, pentru că studenții operează corect cu e-mailul și atunci automat au putut să comunice cu e-mailul. E, în momentul când ai adrese de e-mail corect construite, adică nu adresa abc@yahoo.com sau Ionica cea urât și Zamfira cea frumoasă. Da, deci astea sunt e-mail-uri care sunt... primăvara. Da, deci e-mail-uri foarte simpatice, dar o instituție de prestigiu, și aici am vorbit de marile universități, avea un, să zicem, sistem de adrese de e-mail instituționale. De exemplu, pentru fiecare student? Pentru fiecare student, da. Așa au făcut și multe școli, multe licee din România au construit. Eu am exemplul fiului meu care învață la o școală generală și la clasa a doua și au avut clasă virtuală construită cu adresă instituțională arond.ro, da? Deci da, toți elevii aveau la fel. Și am avut chiar pe proiect, am derulat un examen de absolvire la un curs post-liceal și l-am derulat la Mihai Viteazu, la Matei Corvin din Hunedoara și într-o zi mi-au creat adrese pentru toți absolvenții pentru a construi clasa pe Google Classroom. Pentru această e-learning, înțeleg, principal vorbind de o platformă, de tot ce înseamnă. Da, în primul rând se creează aceste adrese instituționale. Universitatea are această, avem un parteneriat de peste 10 ani cu Microsoft și avem toți adrese arondupet.ro profesor. Și studenții puteau să aibă. Pe proiectul pe care l-am derulat, am creat aceste adrese și am lucrat cu studenții și masteranzii. Am fost student în două rânduri, dar nu cred că am. Nu, na, sigur n-ați primit așa ceva. În schimb, noi am creat aceste adrese arondupet.ro și puteau fi create pentru toți cei 3500 de studenți ai universității. Da, nu erau sigur că da, și puteau fi grupate foarte corect pe clase, pe ani de studii. Deci asta este primul pas în a acorda respect și pentru a, de exemplu, să fii sigur că acel student este cel cu numele și pe nume respectiv, da? Nu este altcineva, nu e Florica cea frumoasă, care este de fapt studenta Popescu, nu știu cum, da? Nu se poate așa ceva. Da, și, deci asta este prima aspect în care se construiesc clasele, așa numitele clasele virtuale, care practic construiesc niște clase reale în format digital. Da? Da. Acolo automat se introduce orarul, iar la aceste clase, cele două mari softuri din România, practic liceele, preuniversitarul românesc a lucrat cu Google, probabil i s-a părut mai ușor, universitățile mari din România au parteneriate tot cu Microsoft în general. Deci sunt cele două mari platforme colaboraționale care au toate componentele necesare acestor e-learning. Nu le-au gândit pentru așa ceva, dar iată că se pliază. Le-au gândit pentru altceva ei, dar le aveau făcute și s-au pliat repede. Deci, din acest punct de vedere, cei care au făcut acest lucru s-au descurcat foarte bine cu studenților, au comunicat bine. Au avut cei practic, care n-au avut, n-au făcut? Lucrurile au mers rău. Deci, practic, au avut clase virtuale, s-a permis derularea de predare, deci ore de predare pe platforma internă. Meet-ul pentru Google, respectiv Teams-ul pentru Microsoft. Da. Astea sunt platformele care permit automat stocare în cloud, salvarea orelor, da? Pentru că dacă vorbim de verificarea profesorilor că și-au ținut orele, sigur că cel mai ușor lucru este să întreb studenții, dar oare întrebăm pe studenții care au participat la cursuri? De unde să știm care au participat? Și atunci ai o platformă de acest gen, exact, automat intră, da, vezi pe adresa instituțională când a intrat, se poate verifica prezența, deci astea sunt primele chestiuni. Sigur că la învățământul superior acest lucru e mai puțin important, spunem că este prezența neobligatorie, facultativă, dar totuși
Și eu și mulți colegi ținem cont de prezență, pentru că e vorba de respectul care ne acordă studenții și, de asemenea, practic ei câștigă, pentru că nu e nevoie neapărat să mai și învețe pentru sesiune. Unii chiar reușesc să rețină din orele de predare. Da, da, sunt... Deci acestea sunt elementele de aferente e-learning-ului. Clasa virtuală, care s-a făcut folosit și pe online, testarea automată, da, de care n-am vorbit și care și Microsoft și Google o pun la punct prin Quizzes, care lucrează temporizat, care lucrează cu punctaj automat. Da, deci, tocmai am dat un examen. De niște lucruri... Deci acum la mine acasă s-a în timpul emisiunii s-a încheiat un examen de restanță care s-a derulat automat, adică am deschis examenul cu prezență. Da, studenții au răspuns la întrebări. Și s-a închis formularul, au transmis și eu văd că programul corectează. Și eu doar pot să interpretez. Nu mai corectați direct, vă dă răspunsul. Interpretăm, da. Nota o primim automat dacă lăsăm această, dacă sunt întrebări cu selecție multiplă. Dacă sunt întrebări deschise, evident că programul nu poate să verifice. Da. Cu întrebări închise, da. Atunci e totul rezolvat. Și nota. Astea ar fi elementele de clasă virtuală și e-learning înseamnă mai mult. Mai mult, adică ceea ce în România nu s-a făcut pentru că nu a fost timp și nici nu s-a practicat. Acest online a trebuit să înlocuiască orele normale pe care le țineau profesorii și atunci e-learning-ul este practic mult mai mult decât așa ceva. Este vorba de niște construcții audio-video, simulări, modelări, scenarii făcute de firme specializate. Să închidem cu e-learning-ul, deși poate o să ne mai întoarcem cu aproape emisiuni. Platformele de e-learning, dacă s-au făcut, că am înțeles că s-au mai făcut pe aici, pe acolo, dacă nu chiar în toate punctele, cum spunea Garageale, s-au mai făcut. Ele vor putea fi folosite și odată ce pandemia se va fi fost încheiat? Dar în mod cert, clasele rămân, sigur că ele trebuie mereu reconstruite cu noi elevi, noi studenți, da? Nu, dar vor putea fi utilizate și vor fi, da, un plus. Asta da, mai mult... sigur, nu s-a făcut la Petroșani, în alte părți s-au făcut, s-au stocat cursurile, pentru că ele s-au ținut și se stochează în cloud, exact, și pot fi oricând reluate, dacă profesorul consideră că predă același curs, dacă el își schimbă abordarea, evident că... Majoritatea că merge la loc. Depinde acum, este o particularitate, este evident că la matematică, rezistența materialelor, mecanică, nu poți să schimbi cursul. A informatică, cum predau eu, n-ai cum să nu schimbi. Sau da, management, da. Dar da, la management, tot așa, mergeți pe o formulă clasic-clasic. Chiar, nu chiar, pentru că, într-adevăr, teoria managementului rămâne aceeași, dar particularitățile se schimbă. Deci, în mod cert, se vor păstra și nu dăm exemplu Universității din Petroșani, dăm Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, care este o universitate, să zicem, a Ardealului, pentru că s-a întins cu extensiile ei în tot Ardealul, da. Și folosește, ei au folosit acest lucru și îl vor folosi, evident, în continuare. Da, pentru că profesorul de la Cluj nu mai trebuie neapărat să meargă unde există. Și s-au deplasat, tot așa, pentru că sunt în general spate discipline, sunt specializări inginerești, au trebuit să se deplaseze mai ales pentru laboratoare. Dar nu. Acum, și legislația românească înainte nu prea permitea neapărat acest lucru, pentru că era discutabil, așa puteai să dai o înregistrare studenților și... Dar acum s-a reglementat și telemunca, suntem în regulă. E adevărat, România a făcut pași importanți în această perioadă, ce nu făcuse, de exemplu, pe digitizare, pe care probabil că s-a vorbit mult. Și să acum... va mai vorbi și l-am văzut și pe ministrul cercetării, care de câte ori era treaba de digitalizare, dădeam un răspuns șablon, spunea, nu este doar treaba mea, nu este doar treaba mea. Nu e treaba dânsului, dar să știți că... Ministerul se numește al cercetării, inovării și digitalizării. Da, e adevărat. România era pe ultimul loc în digitalizare pe Uniunea Europeană. Nu s-a schimbat nimic. Da, nu de atunci, evident că nimeni nu stă pe să ne aștepte din urmă, da? Dar noi am făcut pași importanți, ceea ce nu făcusem ani de zile, s-a făcut acum, da? Probabil dar tot sunt... pe ultimul loc suntem, nu cred că... Da, nu, ăsta e un loc greu de părăsit, da? Dar totuși sunt sigur, e dat și de educația IT a populației, da? Gândiți-vă cât de greu va fi ca toată lumea să folosească un sistem de e-banking, da? Greu. Apoi cât de greu va fi ca lumea să nu meargă la ghișee, să plătească taxe și impozite, să plătească pe o platformă. Auzit o știre, ca o paranteză aici, că de la anul va fi aproape obligatoriu să plătești prin ghișeu.ro sau... Probabil că este singurul instrument prin care poți să obligi lumea și atunci se rezolvă, da.
Deci... Dar am văzut și anul acesta că foarte mulți oameni și nu doar în orașele de provincie, și chiar în Buricul, se înghesuie și stau la coadă. În București, să duc și stau la coadă acolo, domnule, eu nu știu că eu vreau să iau chitanța, da, să fiu sigur că am plătit. Și da. Să știu că am plătit. Da, vedeți, se ține de educație treaba asta și nu neapărat de... Că sunt mai mult oameni în vârstă care fac da, acest lucru. Da, educație IT, despre asta îmi spun, da, e greu să... Deci ei au făcut eforturi mari. Tot relativ la ce am analizat și ce am văzut, ceea ce bănuiam că se va întâmpla, profesorii lucrează în mod preponderent de pe un calculator, da? Pe când studenții urmăresc cursuri de pe telefon. Da? Deci, și eu cred că și mulți studenți care au cel puțin o tabletă, dacă nu. Nu că nu au, preferă să folosească telefonul. E mai da, simplu de manevrat. Da, da, deci, na. Bun, haideți să ne întoarcem la educația online, așa cum am stabilit și am pus și pe ecran, și să începem cu cum ar veni de sus în jos. Unde suntem la nivelul Europei? Mă gândesc că sunt țări cum e Suedia, Danemarca, Norvegia, unde aproape că... Oamenii se nasc cu educația IT, cum spuneți noastră, și mi-aduc aminte de o fază și o povestesc puțin pe despreatori. La autobuzul cu care mergi de la aeroport în oraș, nu puteai plăti acum 8 ani decât cu cardul. Da, deci vedeți, în contextul în care la noi cardurile nu erau foarte prezente. E un exemplu de forțare a populației și atunci automat ei s-au adaptat și s-au pliat pe aceste reguli. Sigur, acum învățământul european tot a trebuit să se, de fapt mondial, dar vorbim de Europa, da? A trebuit să se plieze. Ce pot să vă spun, sigur că informațiile sunt și de un fel sau altul, pot să vă spun că, vă spuneam că în martie anul trecut m-am dat seama că vor fi probleme. În aprilie am fost destul de neplăcut impresionat de cum se reacționează pentru acest e-learning, care da, practic... Ne-a mișcat greu, în multe locuri. Da, în multe locuri. Ne-au luat-o noi ca universitate, am fost depășiți de preuniversitari în multe cazuri. Ceea ce nu e frumos, nu? E chiar neplăcut, pentru că colegii din preuniversitar, cu tot respectul, ei au un respect pentru noi care îi acordă și ne privesc ca un exemplu. Iar în momentul în care nu le dăm acest exemplu, este o palmă pentru noi ca cadre didactice și practic a fost o problemă care trebuia rezolvată de management. Aici a fost o mare problemă. Sigur că eu m-am descurcat singur. Au mai fost probabil încă 10-20... Și background-ul de... Asta a făcut, mai făcusem treaba asta, da? Asta 20-30 de colegi s-au descurcat rapid și ei. Tinerii, colegii tineri, evident că s-au adaptat repede. Au fost probleme însă pentru colegi care nu aveau nicio legătură cu IT-ul, pentru care inclusiv e-mail-ul nu e neapărat o necesitate, dar domeniul dânșilor nu era acesta și nu lucrau așa, aveau o calitate didactică de a preda în sălile de clasă. Era... Aveți informații cum s-au petrecut lucrurile în martie-aprilie anul trecut în alte universități europene? Da. Deci aici, ca să încheiem cu Petroșani, practic trebuia făcut încă din acel moment, trebuia să-și dea toată lumea seama că pandemia nu trece în 2 zile, numai citind istoria, trebuia să ne dăm seama că așa se va întâmpla. Și, pentru mulți a fost ceva nou. Că... Așa au sperat că se termină într-o lună. Da, n-au citit despre gripa spaniolă foarte mult și atunci... Nu mai. Și practic ar fi trebuit colegii mei care nu erau updatați să fie instruiți, pregătiți rapid cu toate instrumentele. Fulger, Da. Recunosc că și eu m-am adaptat, am ales până la urmă platforma Zoom să o folosesc, din aprilie 2020, dar până atunci am oscilat între 2-3 platforme cum să fac în luna martie. Nu eram nici noi pregătiți, nici studenții noștri, dar atunci, deja din aprilie, după 15 aprilie, ăsta a fost momentul când am făcut primul sondaj, pentru că am fost, sfârșit de aprilie, fost deranjat de modul în care se reacționează, să văd ce zic studenții în acel moment. Ulterior am făcut mai multe analize și pe preuniversitari și pe profesorii noștri și pe studenții noștri, deci au fost 4 investigații practic ale celor care operează la educație, iar la nivel european i-am analizat pentru că strângând aceste informații a fost foarte ușor să publicăm niște lucrări. Uh-huh. A fost, e chiar o realizare impresionantă, eu nu mi-am propus, vă spun, lucrarea a fost cauzată de acest deranj că lucrurile nu se întâmplă cum trebuie. Și atunci am cules datele, când am avut datele, am văzut că ele arată într-un fel și se pot constitui într-o lucrare. Am publicat la luna iunie într-o revistă de mare prestigiu, mondial, evident, în România, și a fost lucrarea foarte bine primită.
La ora actuală, Și s-a bucurat de un mare succes, cred. Da, la ora actuală avem peste, împreună cu colegul Lucian Lupa am făcut lucrarea, a fost doi autori, avem peste 5.000 de descărcări ale lucrării și peste 20 de citări sau 30 de citări la nivel mondial. Nu sunt, din România sunt una, două, în rest toate sunt mondiale. De aceea pot să vă spun că m-am uitat, am analizat ce au făcut și alții. Fost impresionat că toți au fost luați prin surprindere, fără discuție. Deci sigur, nimeni n-a fost pregătit. Pe alte baze. Evident se aflau pe alte baze, dar și ei să știți că preocuparea lor principală și acum, după un an de zile, este care este câștigul educațional acestei pandemii și cum poate fi folosit în viitor. Lasă să se gândesc sigur, cum au fost... Nu șterge cu buretele ce am învățat. Deci asta este ceea ce trebuie folosit. Cum au fost afectați studenții, elevii, în ce măsură se putea remedia acest lucru. Deci acestea au fost preocupările și evident, făcând aceste studii și la nivel național, au dat niște soluții ministerilor. De aceea vă spun că de apreciat domnul Câmpeanu, care a recunoscut acest 500 de mii, care este o mare problemă, care eu credeam, domnul, e o durere. Eu cunosc și eu pe domnul Câmpeanu, am avut ocazia să văd mai multe rânduri și pare un om care nu se ascunde de realitate și, până la urmă, avea și, el venea din sistem, nu venea de la... Sistem, deci știa exact ce se întâmplă, a abordat lucrurile cu mult profesionalism și, din acel moment, iată, acum insistă foarte mult pentru aceste față în față, chiar dacă există un risc, pentru că își dă seama că, la acel nivel, clase terminale, clase primare, educația nu se poate derula cu toate riscurile de rigoare și alte un țări din Europa. Sperăm că nu va fi o din asta, o avalanșă de cazuri, că aici cred că vor apărea probleme, că niciunui părinte nu cred că îi va conveni ca copilul lui să se îmbolnăvească la școală. Aici este un compromis probabil, dar în mod cert nu e necesar să forțăm alte nivele de educație să facă acest lucru. Categoric. Iar la învățământul superior, la noi s-a tot vorbit de hibrid, se tot insistă pe hibrid. Nici o universitate mare din România nu a făcut astfel de jonglerii. În primul rând, gândiți-vă ce efort, ce problemă este. Practic, universitățile mari din România, la început de semestru 2, nu au luat decizia ca și noi hibrid în sfârșit de februarie, ca în martie să aflăm că 3,68 în prime, după 3 zile. Și astăzi îmi sune telefonul de la ROAL. Da, ceea ce era de bănuit. Universitățile mari din România au lăsat o lună în continuare online să vadă cum evoluează lucrurile și să se plieze. Sigur că au mari probleme universități de medicină, universități de arte. Da, asta, am citit că sunt studenți la medicină care trebuia să meargă să facă practică în spitale și n-au mai putut să meargă. Aici este o mare problemă pentru aceste domenii, mare tot problemă, nesoluționabilă probabil. Tot legat de online, tocmai e ziua trecută. Cum a stat totuși pe ansamblu România în acest an? Cum s-a pliat? E clar că am stabilit împreună deci, că... Cei 500 îi scoatem afară, ei sunt pierduți, din păcate, fără vina lor. Da, și sunt universități mari, cum a spus și dumneavoastră, care au fost mai pregătite decât foarte universitățile mai mici și preuniversitarul. Da, iar preuniversitarul a reușit să se plieze repede. Deci am studiat prin cei 2500 de profesori, care înseamnă, v-am spus, 2% din preuniversitar, practic am căzut pe același 18% pe care l-au promovat. Deci v-ați verificat cu... Deci asta validează cercetarea noastră, da, exact așa au răspuns și într-adevăr, majoritatea au venit prin primar, pentru că acolo sunt problemele, acolo sunt la țară, cum spuneați, da, era clar că așa va fi. Și, în schimb, ceea ce este de apreciat este că au migrat foarte repede pe platformă, pe clasă virtuală. Google Classroom a fost decizia lor, vă spuneam. Foarte mulți au folosit, într-adevăr, nu testarea online și nu e-mail-ul, că astea nu sunt de specific preuniversitar, dar în rest au folosit aceste lucruri. Sigur că există o problemă. Participarea, modul în care se implică elevii, asta nu poate fi controlat. De aceea spuneam că există și pierderi în perioada asta de educație. Deci care... am văzut că se mai practică și se întâmplă sigur pe online, astfel încât elevii au posibilitatea să ridice mâna, să pună întrebare. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că elevii își închid camerele, spun că nu au conexie la internet. Asta ține de oarecare fentare. Da, sunt totdeauna sunt, este așa ceva. Și vă dați seama, ca să nu jinească profesorul și la inclusiv la studenți, intră ca să se vadă că au intrat, dar își opresc camera sau spun că... Știți că am sesizat această chestiune cu camera și în medii care sunt de educație non-formală, care mulți tineri preferau să stea cu... S-ar putea, să știți, să fie o chestiune de intimitate a lor, care nu vor să fie deranjați, deci nu exclude nici treaba asta. Sigur. Deci, la urmă, e cumva ciudat, pentru că dacă cineva își închide camera și închide microfonul,
Efectiv poți să bănuiești că nu mai e prezent. Cum a întâmplarea face că în această perioadă de un an de zile, cursurile, sigur, la cursuri studenții sunt mai responsabili, pentru că poartă un respect profesorilor, dar am avut acest proiect european pe care a trebuit să derulez cursuri facultative, workshop-uri, care nu erau obligatorii. E, și evident, știu că ați avut prezență. Am avut prezență de, și de aproape, am atins maximul celor de la Zoom 100, care este maxim neplătit, da? Acolo e participarea maximă care acceptă Zoom fără să fie plătit, da? Ai licență. Fără să ai plătit, da, un abonament. Acum recunosc că eu nu am plătit, am considerat că oricum 40 de minute sunt suficiente, pentru să facem pauză, ne revedem. Avem colegi în universitate care au plătit Zoom-ul din bani personali, de asemenea au plătit și platforme de testare din bani personal, tocmai pentru a le folosi. Deci de apreciat efort, avem colegi care și-au cumpărat tablete specializate pentru interactivitate, interacțiune cu elevii, flipchart-uri, au prezentat de acasă. Deci există. Da, pentru că poți pune o cameră și scrii pe flipchart. Deci, ne întoarcem la educația non-formală, până la urmă, nu e nimic nou. Aici este de apreciat efortul, inclusiv în preuniversitate am auzit treaba aceasta în masiv. Deci am profesorii care sunt dedicați meseriei, și-au cumpărat și-au făcut acest lucru pentru că au considerat că se deprofesionalizează dacă lucrează fără aceste instrumente, care nu erau specifice lor. Chiar am avut un post universitar la care am avut cursanți numai cadre didacticieni preuniversitari și când mi-a spus așa ceva, am zis, vă coordonez la portofoliul de asemenea, ce ați făcut online, da, v-am cumpărat, nu știu, dar ce predați dumneavoastră? Română. Este extraordinar. Sau franceză, engleză. Deci, deosebit, dacă ar fi spus informatică, fără doar și poate, da, sau eu știu ceva tehnic, dar română, franceză. A spus la un moment dat că au existat, în cazul Universității Petroșani, zone din preuniversitate care au stat mai bine. Da. Dar pe ansamblu român, în ceea ce privește România, uite, și mă întorc și la Europa. Unde au stat mai bine? La preuniversitar sau la universitar? Hai să luăm cu Europa. În Europa, să știți că studiile care s-au făcut, adică lucrările științifice pe care le-am analizat, sunt orientate pe învățământul academic universitar, pentru că acela este cel care dă trendul. Da? În general, învățământul preuniversitar este un învățământ centralizat, da? Coordonat în toate statele de minister, pe când universitățile au autonomia lor. Anumite țări europene în care școlile arătau cum poate n-arată universitățile la noi. Da, adică dotate cu tot ce vrei. Evident, cu... asta vorbim de nivel de trai, de dezvoltare, dar vă spun că... Mă gândesc acolo, că aveau și ceva la nivelul ăsta. Acolo au lucrat la nivel centralizat. Deci dacă vorbim de Germania, probabil că Germania s-a comportat la fel pe tot preuniversitarul și la fel de bine pus la punct. Da? Deci fără discuție sau țările dezvoltate din Europa. Deci la nivel european au stat cam la fel de bine și când spun la fel de bine mă refer undeva sus. Nu, vă spun, preocupările nu și-au pus problema că nu se poate face. Problemele lor au fost cu totul altele, deci nu era o situație a României, da? Nici de economică și nici de pregătire pentru așa ceva. Da, erau mai pregătiți decât noi? Da, erau mult mai pregătiți, dar ei și-au pus probleme, două probleme mari și-au pus ei la nivel educațional. În primul rând, vorbind de numeroși elevi pe care aveau și la distanță și la... Deci era vorba de studenți, ce fac cu studenții legat de cazare. Asta a fost o problemă imensă, care au făcut studii, analize, cum să justifice, practic, știți, în Europa, în general, învățământul este plătit. În momentul în care plătești mii de euro, zeci de mii de euro pe an și tu, practic, nu beneficiezi doar de niște cursuri online, îți pui niște întrebări. Deci asta a fost o mare problemă și a doua, v-am spus, impactul asupra lor. Cum receptează acești elevi și ce efect are asupra lor această educație? Nu că nu poate să o facă sau o fac. Da? Deci astea au fost problemele lor. La nivelul României, v-am spus, la preuniversitar, excluzându-i pe cei 500.000 care n-au putut să beneficieze, da, da, vorbim, i-am pus deoparte, din păcate, și pentru ei, sigur că e singura șansă, este să se rea față în față, da? În rest, să știți că și aici diferă de seriozitatea managementului acelei instituții. E clar că au existat diferențe. Dacă... Și orice ar fi de toate, tot la management. Eu cred că numai acolo poate fi și cum e turcul și pistolul. Deci n-ai cum să gestionezi un sistem dacă tu nu-l cunoști perfect, dacă tu nu vii din el. Da? Nu vreau să intrăm în alte domenii, dar vorbim despre învățământ. Un profesor care ajunge să conducă o instituție
și nu, el nu predă de ani de zile. Așa ceva nu este posibil. El nu are cum să fie... El nu poate să înțeleagă fenomenul. Nu simte puls. Sigur că da, și nu-și dă seama ce probleme apar. Da? Dincolo, ca și în, vedeți că și în sănătate la noi, se preferă acum manageri care nu neapărat să vină din domeniu. Deci nu e nevoie de manager medical, să fie managerul manager. Care... Cred că nu e o idee proastă. Nu, nu, nu. Dar atunci acel manager să facă, face numai partea administrativă. Iar cel da, care și există este... și un director medical, știm, care da, acela trebuie să fie de meserie. Da, și în România lucrurile la învățământ superior cel puțin există. Acest director general administrativ care ar trebui să facă acea componentă, iar rectorul ar trebui mai mult să... Să un rol de reprezentare. Așa. Și de parte, și să coordoneze partea academică, pentru că cel director administrativ nu are cum să... Da, da. Da, să intre pe problema da, academică. Bun, comparativ, preuniversitar-universitar? Deci, cred că preuniversitarul a răspuns bine. Repet, cu problemele, cu aceste particularități de primar preșcolar care nu prea se pretează. Da. Au fost eforturi mari din partea învățătorilor și educatorilor, pentru că vârsta celor care le se adresează e o problemă. Deci pentru ei nu putea fi vorba de lipsă de respect pentru învățător, ci putea fi vorba de copilărie. Ei se jucau, da? Se puteau juca în timpul orelor, normal. Sigur, da. Deci aici, pe altă fereastră un joc. Normal, ei se descur... deci din punct de vedere tehnologic, copiii nu au fost depășiți. Au fost depășiți, în schimb, de această lipsă de atenție care nu li se acorda, da? Și ei își doreau să fie alături de învățător sau educator. Și copiii da, din primar astăzi sunt mult mai informați în ceea ce privește... Și se descurcă, se descurcă foarte bine. ...partea aceasta decât erau acum 10 ani. Nici fără probleme, fără discuție. Dar iar la nivelul ciclului gimnazial și liceal, e acolo, da, acolo sunt probleme, pentru că acolo poate au fost scăpați de sub control de multe ori în multe licee. La fel și în universități, în universitățile care aveau sistemul bine pus la punct, parte de urmărire a profesorilor în primul rând, deci nu vorbim de urmărirea studenților, pentru că studenții sunt, au prezență facultativă, dar urmărirea profesorilor, dacă nu ai o platformă care să verifice că profesorul ține ora, da, cum poți să... Mediatizate, da. Sigur că da, cum poți să... Da, cum poți să-i verifici pe câmpii, da? După aceea, sigur, se ajunge în extrema cealaltă, n-ai ținut orele și după aceea îți arăți mușchii și colții la examen cu studentul, dar nu e nici aici corect. Okay. Ați văzut acum au fost niște discuții la Universitatea de Facultatea de Drept. Facultatea de Drept, da. Da, deci este o problemă aici. Nu știu dacă există acoperire legală pentru așa ceva. Știm cu toții. Am văzut că a generat și, reverberații și în societate. E deschis, dar eu nu cred că există un cadru legal pentru așa ceva. Știm și noi că profesorul de la Petroșani am pățit acest lucru. Ne-am schimbat sistemul de testare din vară față de iarnă, pentru că, tocmai pentru că studenții erau împreună, comunicau pe grupurile de WhatsApp, încercau să răspundă împreună la teste. Este evident. Dar noi nu putem să stăm să-i supraveghem cu drone. Ce fac în timpul examenului, da? Interesant e că în acest caz de la Facultatea de Drept s-au raliat organizații politice care au venit cu niște poziții care, până la urmă, sunt ciudățele, ca să nu zic mai rău. Da, pentru că nu avem un cadru legal bine definit pentru acest. Ați spus că s-a reglementat telemunca, dar educația online este o problemă. GDPR-ul, da, gândiți-vă, deci noi vorbim că studenții să înșușă deschidă camerele, da, dar noi nu avem dreptul să le folosim imaginea, da, sau nu avem voie să îi registrăm, pentru că ei participă, na, deci aici sunt multe discuții. Da, da, e o treabă complicată. Ca să închidem cu educația online și în ultimele minute aș vrea să vorbim un pic despre proiecte europene, pentru că e o temă care interesează foarte multă lume. M-aș întoarce cu aceeași întrebare și la nivelul VJ-ului. Aveți informații, sunt sigur, și din preuniversitar și din universitar. Unele dintre ele au și apărut pe ecran în timpul discuției noastre, sub forma unor grafice. Cine a stat mai bine? Pe proiecte europene? Nu, pe educație. Educație online, nu, proiecte europene vorbim la sfârșit acum. Nu, v-am zis, e greu de spus. Diferențele aceste mari între primar și secundar, diferențe mari între universități mari și mici, universități comprehensive. Nu avem o singură universitate aici, nu e greu. Nu putem să ne comparăm noi cu... sigur că, deci aici, în primul rând, apare o problemă de obligativitatea prezenței în cazul preuniversitarului și facultativ la universitar, care a dat libertatea, care a dat libertatea la nu se ține ore. Asta e problema care managementul trebuie să o rezolve. Am înțeles. Faptul că n-a rezolvat... Vorbim ultimele 6 minute despre proiecte europene. În asta aveți o vastă experiență, ați publicat și o carte la un moment dat despre aceste proiecte europene pe care le-ați implementat și asta mi s-a părut că ați pus cumva o lumină diferită. Ați prezentat cazuri concrete,
situații, proiecte concrete, care cred că ajută pe cei care... Da, întâmplarea face că și aici sunt de 10 ani în proiecte europene. Am implementat cel care îl încheie acum în luna mai. Este primul proiect al Universității Petroșani care a început în exercițiul 2014-2020 și primul care se încheie, evident, dacă a început primul, se încheie și primul. Sigur că putea să nu se încheie primul, dar trebuie să știți că este singurul proiect care nu s-a întrerupt pe perioada pandemiei. Am luat decizia să-l continuăm online încă din acel moment. Acest lucru a fost posibil. A mers foarte bine proiectul. Tocmai ce spuneam, că ați avut prezențe foarte mari la cele ori. Da, a fost. Este o bucurie că am avut studenții ca și grup țintă și atunci, sigur că e altceva. Am avut și profesorii. Întâmplarea face că în acest proiect, profesorii, în 2019, am făcut un curs post-universitar pentru 60 de profesori din Universitatea din Petroșani, exact pe e-learning. Da? N-am crezut în 2019 că va fi util la ceva și că va fi, da, va trebui. Legat de proiecte, sigur că proiectul meu nu a fost deloc mediatizat, nu sunt în zona mediatizabilă. Întâmplarea face că încă de la debutul proiectului, început de 2019, pentru că proiectul de 30 de luni... Am singur pe Facebook. M-am descurcat singur, am fost și demis, eu n-am mai făcut... practic, aparițiile mele n-au mai existat nici în presă, nici în televiziunea locală. De aceea am și vorbit că s-au făcut 2 ani deja. S-au făcut 2 ani, adevărat, nu m-a deranjat. Demiterea este un lucru... Toată lumea spune că era dreptul domniei sale să mă demită. Era dreptul domniei sale, dar era dreptul domniei sale să aibă o discuție cu mine anterioară. Și, practic, toată lumea știe că demisia mea nu a fost cauzată de neîndeplinirea unor sarcini de serviciu. Demiterea mea n-a fost cauzată de așa ceva, dovadă că instanța m-a și repus în funcție, ci doar de un diferent, pentru că, evident, se aștepta ca peste un an de zile să-l contracandidez la funcția de rector. Deci, din acel moment, proiectul meu nu a fost mediatizat. Și, dar a continuat. A continuat, se încheie cu succes și mai important este că trebuie să ne pregătim la modul foarte serios pentru ceva ce va urma, mai ales în Valea Jiului. Sigur, asta vreau să vă întreb despre exercițiul 2021-2027 și despre acest mult mediatizat Just Transition Fund, care creează reverberații foarte mari. Sunt două componente, sunt sume mari. ITI deja s-a creat, am înțeles. Da, dar proiectele nu sunt câștigate, nu sunt depuse. Eu spun că există o alocare financiară și că Petroșaniu, Valea Jiului, are în acest moment, să zicem, nu intră în competiție cu nimeni. Evident că e nevoie de proiecte, să se depună proiecte, trebuie să creeze niște parteneriate, pentru că... Și aici am înțeles că s-au creat... Vorbesc numai de administrațiile publice. Da, că s-a creat un parteneriat sau un conglomerat în care Universitatea, Consiliul Județean, primăriile, da, iar aceste... anumite ONG-uri, aici cu ONG-urile sunt mici probleme. În România, da, dar revenind la problemă... Și la Valea Jiului, da. Modul cum au fost... Da, selectate, da. Aici însă trebuie găsite idei, proiecte viabile care să poată fi realizate și să poată fi implementate cu succes. Deci, care să schimbe ceva în acest areal. Fără discuție, asta este. Noi proiect am mai văzut, știți cum e, domnule profesor, dar nu s-a schimbat. De data asta e o sumă foarte mare care poate schimba ceva dacă este atrasă. Dacă e atrasă în primul rând și apoi dacă este absorbită, adică dacă proiectele se implementează. E posibil să nu se poată implementa sau să apară probleme. Deci înțeleg că sunteți optimist în ceea ce privește acest munte de bani pentru care își freacă foarte mulți mâinile? Da, eu acum având și experiență, sunt convins că voi implementa proiect și în acea perioadă, dar mai important este să fie mai mulți colegi de-ai mei dispuși la acest efort. Este un efort și împreună cu... Cred că e și bine răsplătit. Deci eu niciodată n-am ascuns acest lucru. Sunt câștiguri financiare importante, cu un efort mare, cel puțin pentru manager de proiect mare, efort și implicare. Pentru ceilalți, într-adevăr, mai mică, dar vorba de seriozitate. Dar aici trebuie nu numai cadre din mediul academic. E nevoie de firme aici, e nevoie de mediul privat, e nevoie de administrație locală. Deci trebuie făcute niște mari grupări. Da? Deci asta trebuie să se facă. Înțeles că grupări s-au făcut. Acum mediul de afaceri este și el implicat într-o astfel de... Foarte bine, grupare. Și chiar săptămâna trecută am fost la un eveniment în care o administrație locală întindea mâna cumva mediului de afaceri, ceea ce mi s-a făcut lucru bun. Dar credeți că vom și vedea ceva efectiv, adică se va schimba viața noastră a celor care trăim aici în urma implementării acestor proiecte? Depinde câte proiecte se vor scrie, depinde câte proiecte se vor câștiga, depinde câte proiecte se vor începe de implementat și câte se vor finaliza, adică câți bani vor fi absorbiți.
Când credeți că va începe? Efectiv, când vor veni? Că se vorbește deja de sfârșitul toată anului. Toată lumea vrea sfârșitul anului, da, ar fi foarte bine. Ar fi foarte deci bine. În 2022 primul proiect așa să apară, să fie deci, implementarea lui, să zic. Deci aici nu depinde neapărat de Valea Jiului și nu depinde neapărat de toți locuri, de toți cei care vor să facă, ci depinde... Ultima frază. Da, depinde de modul în care România va debuta, va începe acest exercițiu financiar. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat la emisiunea noastră, prima, cum spuneam, și ne vedem din nou lunea viitoare. Poate până atunci ne vedem și vineri. O seară frumoasă!